Consiliul Județean Sălaș a finanțat atât anul trecut cât și în acest an cele două echipe sălăjene din Liga a treia, FC Zalău și Luceafărul Bălan, însă președintele Tiberiu Marc s-a arătat dezamăgit de evoluția celor două formații. FC Zalău și Luceafărul Bălan au ocupat ultimele două locuri în seria 5 a Ligii a treia la finalul turului, iar ca și cum nu ar fi fost de ajuns acest lucru, echipa din Bălan s-a retras din campionat în această săptămână, motivând că bugetul de care dispune echipa este insuficient. Consiliul Județean Sălaj a alocat în 2015 câte 50.000 de lei atât pentru FC Zalău cât și pentru Luceafărul Bălan, bani care urmau să fie distribuiți și în acest an. Cu toate acestea, președintele Tiberiu Marc și-a arătat dezamăgirea față de evoluția celor două echipe. Pentru mine e o dezamăgire fotbalul. Am propus consilierilor județeni să ajutăm fotbalul. Din păcate ne-am legat numele de lipsa de performanță, de contraperformanță, pentru că cele două echipe sunt ultimele în clasament. Sper să se găsească o soluție în această perioadă de întrerupere și să mai crească performanța în retur. Există și riscul să nu se întâmple lucrul ăsta. Deocamdată contăm prea puțin în campionatul național la nivelul echipelor din Sălaș. Având în vedere că Bălanul s-a retras din campionatul Ligii a treia, rămâne ca FC Zalău să demonstreze că merită mai mult decât penultimul loc pe care s-a situat în pauza de iarnă, iar din sezonul următor să-și dorească cu adevărat promovarea în Liga secundă.